Deci am să termin ăsta, verdictul ăsta, bă, știi cât de repede se nu se întunece afară, pur și simplu efectul să fug. Da. Și ne întindem, ce ne mai place vorba. Da, bă, deci fiți atenți, n-am știut cu ce, cum să o continuăm, cum să o facem și să o dregem și să nu știu ce, pentru că în momentul în care începem să tragem verdictul, oamenii din jur și în general au tot felul de idei, bă, dați-i de tale, bă, dați, fii atent de ce aia care nu știu ce, să creează așa o, mă rog. Dar vreau să rămânem focused, pentru că urmează Paștele și vreau să vorbesc neapărat despre organizările de Paște, că sunt totul. Da, mă zic acum. Deci, mă, știți ce s-a întâmplat? Data trecută am spus despre sărăciile alea care sunt ei milionari și au la ușă nu știu câți, dar nu numai milioane, toți țărăreții și ăștia care au, știi, au de comentaj de măcănici, ce zic eu, ce nu știu ce, și au pantofii aliniați la ușă. Bă, că-s pantofi. Și acum am zis, domne, că toată lumea își ține pantofii la ușă. Nu, care la ușă? Pe hol la ușă? Niște țăran cocliți. Bă, dar voi chiar sunteți nesimțite, băi, amețiri, strângeți-vă pantofii de la ușă, luați-vă răcundula și strângeți-vă în mare rahat, adică pe bune acum. Mă rog, însă milionarii cu pantofii la ușă, că vezi, doamne, și-au lăsat acolo pantofii la ușă sau nu știu ce, mi-a spus cineva, în primul rând, voi nu sunteți milionari, sunteți săraci, care mergeți la 3-4 restaurante până oraș, ca să fiți văzuți pe Nordului, mâncați pe caiet, deci Nordului, pe caiet, mașina în rate, vă luați de la magazine din oraș în rate, da, magazine de brand în oraș care le mai plătiți în rate, hainele se plătesc în rate, da? 3, 4, 5, după ce poziție, bă, băiatule, comentați voi care furați efectiv papucii de la hotelul, bă, după unde mergeți. Voi mă rușine, bă, sărăciile, dracu. Păi voi comentați, mă, voi aveți mașini, mă, voi? Păi, bă, ce poziție vorbiți voi, mă, că ați plecat cu papucii, plecați cu șamponelele mici? Ăștia pe la hotel trebuie să pună lanț, bă, băiatule. Și la săpun și la șampon, că nu există, se fuge cu asta. Dacă era televizorul, atât al furați și pe ăla, plecați cu el, credeți că e de luat. Luați tot ce există în hotel. Nu ai cum, adică voi sunteți niște sărăci, bă. Nu e adevărat, eu nu iau astea din hotel decât pentru că îmi plac foarte mult și pentru că și eu mă dau cu aceleași acasă. Unde dracu te dai, nebunule moltombraunilor? Unde vă dați voi acasă hermeșurilor? Hă? Că în momentul când ai luat efectiv ăia din... Bă, fii atent, tu când ai luat papuci din hotel și băgat în bagaj, în mod normal, adică un om care are cât de cât o educație, n-ai cum să tai picioarele. N-ai cum, ai că ți-i rușine de tine. Te vede bagajul. Că e băgat în niciun caz. Adică este... Voi ce poziție de sărași sunteți voi, mă, să comentați. Voi n-aveți voi, mă, ăștia care fură din hotel, că asta e furt. Erau ale mele, le-am plătit. Ia laba de pe produse, săracule, efectiv. Luați alea. În momentul în care ai pus mâna și ai luat, e ca și când fuși cu minibarul, mă. E ca și cum tu zici, oameni, sunt camerele de hotel ale meu, eu am plătit. Nu, ai plătit o noapte să stai acolo, ia labele de pe săpun. Voi în momentul în care puneți, băi, și ia tu ce ai minibar, mă, și fugi cu ele. Ce asta? Ați fugit cu pernele, adică voi sunteți niște săraci, după ce poți, voi n-aveți voie, mă, să stați pe Nordul lui voi, să locuiți în zone de bogați, pe ce? Pe ce bază? Când voi furați efectiv alea din hotel și după aia comentați că ce, domne, că ce, că toată lumea își ține pantofii. Nu toată lumea, toată lumea proastă își ține pantofii la ușă. Toată lumea proastă, toți țăranii care comentează în general, toate amețiile, toți mafioții care ăștia prost, mă, sunt enervați așa, că ce comentez când eu ven, că eu fac ce vreau. Ceea ce voi nu puteți. Știi? Eu fac doar ce vreau, doar ce simt, doar ce îmi place, când vreau, cum vreau, cât vreau. Voi sunteți opusul. Voi nu faceți nimic din ce vreți, ce simțiți, cum vreți, când vreți. Nu, voi faceți doar ce e mișto să se vadă. Adică nimic, sunteți niște sclavi. Ai cui? Ai celorlalți. Niște sclavi. Vă plantați, voi ăsta sunteți, voi nu aveți niciun fel de viață. Voi sunteți unii care trebuie să păreți nu știu cum în ochii celorlalți. Ai altor sclavi care rând, atât. Nu contează că ai 1 milion, că ai 10.000 în cont, că ai 10.000, ești tot un sclav. Pentru că la nivelul tău tu trăiești așa. Vine Paștele. Mă rog.
în contextul actual, ci că nu vine, nu ne interesează. Noi vorbim în general că rahatul ăsta o să se termine într-o lună, and it's over. Și eu sunt alături în zi de Paște, când ei doi formează un cuplu nou, el cu ea. Și atunci, la început, ca așa este la început, după aia să vezi ce te așteaptă, fătălăule, la început ei fac totul împreună pentru că se iubesc la început. Și încep și vine primul Paște, primul nostru Paște împreună. Vezi că sunteți de o lună. Care e primul nostru Paște împreună? Cât au trecut 30 de zile? Primul nostru Paște împreună, în bucătărie, în absolut tot, facem o împreună și le vopsim și facem poze cum vopsim, el cu nou, tu cu nou și ăsta e ouul meu și ăsta e ouul tău, cu, pe el scriem fiecare că vezi că n-ai o în chiloț tu, fătălăule, de-aia e ou, că de-aia faci asta, ouul meu cu ouul tău, cioc, eu nu dau ouul meu la nimeni, care ou n-ai? Voi nu aveți nimic în chiloți. Bărbații care vopsesc ouă nu au ouă în chiloți. Ouăle sunt în cratiță, fierb. Ele nu mai sunt în chiloți. Voi nu aveți o, nu există. Nu există instinct masculin care se trezește de dimineață, pune oala la fiert cu oțet sau cu ce dracu e, aruncă în ea vopseaua și scoate ouăle cu lingura. Nu există asta. Tu ești femeie. Tu te trezești cu cealaltă femeie cu care dormi, două femei, și vopsiți ouă. Suntem la început. Și-a dorit mult de tot ea. Păi da, își dorește orice. Tu ești fătălău fătălăilor care mergi pe balcon și îi spargei nucile. Îți fac eu, mami, nucile pentru cozonac. Bă, aruncă-te. Deci tu când ai ajuns pe balcon cu ciocanul, te arunci, repede. Nu vă mă uitați la Barna. Că Barna e un fătălău. E cum? Clip electoral sparge nucile pe masa din bucătărie și mă... Este un fătălău, ați văzut că Ioan, nu e un exemplu, el e pentru fete. El e cu noi fetele. Nu e un exemplu, nu ai ce să cauți în bucătărie. Tu n-ai ce să cauți în bucătărie. Tu ești un bărbat, n-ai ce să cauți cu ea în bucătărie. O ajut și pe, e greu să frământe. Ce? E greu să frământe? Păi să nu mai facă, bă, băiatule, nimic. Cum astea acum cu gătit? Unde trec cu gătiți voi, mă, nebunelor, când vine ședința? Și nu știi ședințele de Paște? Cum? Ședința de Paște. Ce facem de Paște? Cine gătește de Paște? Măta face salată de băf, măta face cozonacă, măta nu știe să facă. Mama lui ăla nu știe să facă, doar mama ei știe să facă. El nu mănâncă ce face măsa lui aia, aia nu mănâncă ce face măsa lui ăla, lui aia se împarte ce să mănâncă. Unde dracu plec? Bă, pentru ce este, bă, băiatule, criza de Paște? Nebunii dracu, pentru ce faceți, mă, criza asta pe mâncare așa? Pentru ce, bă, nebuni? Cine face doi de Paște să mănâncă sarmale? De unde, bă, băiatule, să mănâncă și sarmale de Paște? De Paște să mănâncă miel, draci ăla, whatever. Că am înțeles că să mănâncă numai miel australian. Toți proștii cumpără miel australian. Toate amețitele, toți mafioții pleacă și cumpără miel australian de la Carrefour. Minte, Carrefour, minte toată lumea. E de aici, de la Alexandria. Ai înțeles? Și scrie australian. Ce, mă, noi mâncăm numai bio, miel australian? Ce miel australian visați, bă, nebunelor, nebunelor? Voi trebuie să fiți internate, mă, la nouă, nu există așa ceva ce faceți voi. Voi sunteți niște psihopate din care, cum să spun, care din orice faceți ceva, un cretinism. Pentru că sunteți complet imbecile, pentru asta trăiți, pentru această imbecilitate. Plecați de nebune să adunați, să cumpărați... Păi, mă, rușine, capitalistele stă acum la toate restaurantele cu meniu de Paște, toate comandați online. Online, toată lumea. Cum mă, nu contează ce e acolo? Vine, ci drob. Facem și un drobuleț împreună. El curăță mațele. După ce ai puțit ou toată săptămâna, că te-ai vopsit singură, că ți-ai pus alea pe față, toată casa putea miel. Ce mișto miroase mielul. De-aia, dragi, dacă mai iese mirosul 3-4 luni, facem drum, luăm adică, facem stufat, facem... Bă, băiatule, adică eu n-am nimic, eu înțeleg demența naților de sclavi. Rămase săraci, adică se trăiește pentru mâncare. Bă, dar n-ai cum. N-ai cum să trăiești în felul în care o faceți voi. Adică, cum să vă zic, chestia asta cum brusc a apărut nișa asta, s-a format. Ce dracu ori face, mă, amețitele alea care sunt bio-vegane?
Păi ce mâncați, mă, nebunelor? Ce mâncați de Paște voi? Hmm? Ce mâncați, drog de avocatul sau ce mâncați? Ce faceți? Ce faceți, mă, în loc de miel? Fierbeți niște chia sau ce faceți? Puneți-o într-un vas sau cum? Ce faceți? Ce mâncați voi, nebunelor? Să știi că putem să mâncăm orice altceva, nu? Trebuie să mâncăm. Dar nu mai faceți, mă, Paștele. Ce asta e Paștele ăsta? Ce dracu e Paștele ăsta? Ce e cu Paștele? Adică e prostie, nu e vegan Paștele. Paștele e așa, nimic. Că și religia asta trebuie să fie vegan pentru voi, psihopatelor! Ce faceți, mă? Puneți mielul crud și-l mâncați veganelor? Sau ce faceți? Ce mâncați voi, mă, de Paște? Astea pe bio. Eu cumpăr miel bio de unde? A păscut în Olanda pe pajiștile virgine, îngrășate exclusiv natural 30 de ani și ți l-a adus ție cineva cu 100.000 de euro la mică bio și îl mănânci de Paștele ăsta, închipuita dracu. Vezi că ai șervețele cu țupi-țup. Lăsați mielul bio, luați pulpa de unde dracu o luați, de la supermarket, și haliți-o și tăceți dracu din gură, că dacă urci la etajul 3, apeși pe lift și urcă la etajul 3, nu poți să arzi bio. Pentru că la etajul 3 în bloc nimic nu e bio. Ok? Nu mai inventați realități. Nu mai inventați realități. Voi locuiți într-un bloc pe dreapta, unde plătiți rate, terminați-vă cu bio. Nu e nimic bio. Nu există bio. Bio nu există, v-am mai explicat, nu există bio. Totul e închipuire. Asta e pentru copii, noi nu mâncăm decât șuncă bio. Pă bune, cum e procesat? Dacă e bio. Ai uscat totul în baie? Zi-mă. Ai luat pulpa și ai uscat-o în baie, ai pus, ai dat drumul la foc în cadă și ea se afumă în baie și după aceea o tai tu frumos după 2-3 săptămâni când s-a afumat. Sau unde faceți, mă? În uscătăria de la bloc de sus, în uscătăria ați fost, vă puneți toți frânghii și faceți voi acolo șuncă bio? Sau de unde e bio șunca? De unde e ea bio? De unde e, bă? Fix de unde e și mielul, de unde e șunca bio? Nicăieri nu există bio. Deci nu există. Noi mergem, deci există cornerul bio sau colțul bio, nu știu cum se numesc toate mizerile astea. De unde mergem și ne cumpărăm bio? Toți vard! Fură, se fur, fură, minte! Minte, bio minte, nu există așa ceva. Totul e minciună. Nu e adevărat că să știi că expiră mai repede. Păi da, știi dacă. Păi iaurt expiră mai repede cu 5 zile. Și ce am să încă e bio? This is, imbecil. Asta înseamnă să fii imbecil. Asta înseamnă, știi? Imbecil. La fel de imbecilă cum este și curățenia de Paște. Trebuie să mă apuc să ne facem curățenia de Paște. Ce înseamnă curățenia de Paște, mizerabilelor? Stați împuțiți până la Paște? Ce înseamnă mă apuc? Fac curățenie? Nu pot să vă fac curățenia de Paște. Adică înainte de Paște ce trebuie să faceți? Stați în mizerie? Dar de ce nu faci curățenia de Paște cu o lună înainte? De ce nu vă apucați de rănit? Dau perdelele jos, le spăl! Stai un pic, dar de ce de Paște le speli? De ce nu le speli în martie? Ai o lună anume în care se spală perdele, în care se bag covoarele, în care se face curat în casă, mă? Sau care nu înțeleg? Care e ideea, efectiv? Cum? În rest ai murdară? În rest sunteți împuțiți în casă? Că nu înțeleg chestia asta. Curățenia de Paște. După aia mai faci până la Paște viitor? Sau care? Mai am vreo curățenie peste an? Care? Curățenia de Crăciun. Deci fac de Paște și deci o dată la 6 luni. Deci fac de Paște și de Crăciun. În rest, ce se întâmplă, bă, băiatule? Să pune bacterii atâta peste tot? Sau că nu înțeleg cum adică curățenia de Paște? De ce nu faci dracu în fiecare săptămână? Sau cum e, nu? Nu aspir, nu speli, nu aia, nu-ți ștergi geamurile, nu, nesimțitelor. Gospodinelor, că sunteți toate numai nebune cu mopul în poze pe Instagram. Faceți curățenia de Paște? Sunteți niște împuțite. Asta sunteți voi. Conceptul e imbecil, cum adică? Da, există povești, legende la țară, să dă cu var. Se zice că, mă rog, îți împrospătesc casa, că etc. Păi și că e săptămâna mare, mi-a zis să nu vă cer, că e săptămâna mare. I don't care. Săptămâna mare, mafioților, s-a terminat cu băutul, că toți mafioții așteaptă săptămâna mare, așteaptă învierea să meargă la discotecă, nu să merge anul ăsta, că e închis. Că ăsta este Paștele pentru toată lumea. Stați cu ele alături. Săptămâna mare, stați cu ele alături în săptămâna mare, pentru că știți ce se întâmplă. Ele pregătesc masa de Paște, ornează ele țărâncilor.
Voi nu aveți de unde să știți, mă, să ornați masa de Paște, pentru că voi mâncați în cazoletă tot anul. De unde e nebunul, știi, să ornezi mesele, că ne-ați zăpăcit cu ceapa în pahar. Ceapa să pune în pahar invers, așa, și iese ceapa așa, din pahar. De dracu ați văzut asta, mă? Unde? La alte prieteni ale voastre care pun petul pe masă? Ne? Ziceți mafioților, haide că sunteți închiși pe domiciliu. Ziceți mă ăștia care oardeți numai cornelaia pe nordul, el nu bea, dacă nu știu ce vin, vezi că nu știu cum să scrie, nu-i nimic. Tot de Paște, bă, de Paște face un chimiu în vin. Unde? Unde? La țară? Și mi-aduce două damigene de vin. Bă, uitați-vă la mine, donță. Deci ăștia milionari, da? Ornelailor, fiți atenți aici. Bă, ăștia care beți voi un vin bun de tot de la țară, adus la damigena, bă, ce buni. Nu există. Voi sunteți niște parveniți ordinari, care beți și de la damigeană și pe nordului, când ajungeți și v-a strâns banii de pe caiet de rate, beți nu știu ce căcat de vin de care ați auzit voi la alții. Nu există așa ceva, parveniților. Voi sunteți niște sărăcii. Tu n-ai cum să bei la damigean. De Paște, bă, facem un vin extraordinar, ți-l aduc acum. Ia aia, bă, fac ca la mama ca să băgătesc. Ca la mama cui, mă? Eu nu vreau să mă ca la măta acasă. Cum e ca la mama? Ca la mama cu care mamă? E mama universală care gătește ca la mama acasă, casa universală a tuturor? Sau care? Ca la măta acasă? Poate. Deci ca la măta, deci tu ne arăți ceva ca la măta acasă. Nu vrem să știm. Ne dorem fund de cum gătește măta. Cine interesează pe noi de cum să face plăcinta cu știe la măta acasă? I don't care. Fiecare să mănânce la mama lui acasă, dacă vrea să mănânci de la mama lui. Tu n-ai cum să-mi recomanzi cine de la măta. Adică, cine e măta pentru mine? Nimeni. We don't care. Punct. Ăștia, să revenim la ăștia cu vin. Bă, sărăni, ce dracu de mări fătălăi milionari sunteți voi care beți la damigean? Păi, frate, la damigean. Ăia sunteți voi care beți la damigean, la pet. Vine vinul de la țăpa. Dacă îți dau un vin de la mine, toți au aceeași expresie. Deci de la ăla, de la, la fel ca la măta acasă, e același lucru. Vinul de la ăla, de la ăla, de la e marele vin de la țară. Nu e nimica. Nu e nimic. Ce vine? Ce? Ce a făcut? Cum, în curte? Într-un butoi? Sau cum, că, unde, cum se face vin? Ce s-a întâmplat? Zdrobesc bobițele niște virgine? A? Neprihănite pe acolo, ca în filme, cum ați văzut voi? Sau ce, care-i procesul de face, mă, ce vin? Fă, de unde, ce drac, bă, în strugurile de România, de unde face vinul ăla nebun, nebun? Sau ce? Terminați, mă, cu legendele astea. Bine, vinul ăla merge pe masa pe care o pun astea. Cu ceapa în pahar și cu brânza tăiată. Atenție, țărâncilor, în momentul în care ai pus brânza pe masă și ai început să o tai și astea, nu tăiați tot, deci halca de brânză toată pusă pe un platou, tăiat. Ce faci, ce se întâmplă cu brânza care rămâne? Ce vă spun eu, se înfăturește așa farfuria, așa cum e, mișto și să băgă în frigider. Toate frigiderele din România, țărâncile, dracu, mustesc de mâncare începută. Bă, pe frigider mai târziu. Pa, de mâncare începută băgată la frigider. Oalele se bagă cu totul la frigider. Țărâncilor. Totul se bagă peste mâncare. Pe oala, aici pui farfuria cu cea mai rămasă în ce n-a mâncat ăla. Asta sunteți voi, mă. De ce măcăn eu? Păi eu pot să măcăn, mă. Că eu măcăn din lux. Eu măcăn din lux, din civilizație. Eu de-aia pot să măcăn cât vreau eu și cum vreau eu. Voi sunteți niște melteni și niște sărăcii care faceți absolut tot ceea ce faceți ca să vadă lumea. Îți convine, mă, de săptămâna mare? Îmi face semn. La mare. Haideți să vă spun cu săptămâna mare. Săptămâna mare, țărâncilor și țăranilor, este în fiecare săptămână. Da? Dumnezeu și Iisus există în sufletul fiecăruia în fiecare zi a anului. Nu în post, nu când mă împărtășesc, cum mergeți toate să vă împărtășesc. Nu, ce pentru ce sunteți povede? Ce sunteți? Pentru ce sunteți? Ca a doua zi faci la fel. Vrei să vorbim despre săptămâna mare? Asta e săptămâna mare. Nu le mai cer. De ce? Săptămâna mare este în fiecare săptămână. Iar voi sunteți la fel de nesimțite. Și în săptămâna mare și în orice altă săptămână, la fel de țărâni și la fel, asta este ăsta, felul ăsta al vostru este ăsta. Voi toți sunteți niște parveniți care trăiți
în funcție de cum ați vrea să vă vadă pe voi lumea. În funcție de ceea ce este nevoie să faci ca să te califici într-o societate sau alta. Voi ăștia sunteți. Eu am dreptul să măcăn cât vreau eu. Voi n-aveți niciun drept decât să ascultați, că de-aia și vă și uitați toți. Mm-hmm. Și faceți ad literam, pentru că tot ce spune Dănuța este adevărat. Îți place? Mă, uite, m-am calmat. E frumos așa? Ce mai vrei să spun? Nu mai vrei să spun nimic? Așadar, în această săptămână mare, că după aia eu nu mai trag verdictul, că n-am chef, mi-au pauză, că m-am plictisit, efectiv, nu vă doresc nimic. Pentru că n-am ce, pentru că sunteți extrem de limitați și pentru că viața voastră, chiar și după această experiență în care ați fost ținuți izolați o luniță și probabil că o să mai fiți 2 săptămâni, viața voastră va fi aceeași și după. Aici nu e vorba că trebuia să învățați ceva din această manipulare, nu trebuia să învățați nimic din nimic. Voi veți rămâne forever niște amețite și niște mafioți. Nu mă bucur, că pe mine nu mă interesează să fac Caterinca în fiecare zi de voi și nu mai lăsa să termin și n-am spus despre imbecilele alea care fac ele salată de băf cu pui. Băf înseamnă vacă, vacu. Știi? Salata de băf înseamnă cu vacă, de vacă. Vacu? Nu-ți faci eu cu pui. Nu mai invent. Masterchef-ul, nu mai invent. La noi, eu prefer să o fac cu fui. Tu preferi nimic, tu. Tu ți-ai luat șervețele cu țupi-țup și cu puiuți și îți faci tu decorațiune pe masă. Lasă-ne cu decoratul. Lasă-ne că ai în frigider mâncarea pe farfurie învelită cu folie. Pe farfuria în care ai mâncat, au rămas resturi care se aruncă la porci și la tine e în frigider. La tine și o mănânci mai târziu. Pute. 99% din toate frigiderele de pe glob put. Când se deschide, când îi spui, ce e acolo? Nimic, cred că s-a stricat ceva în asta. Sst! Toți. Sst! Silence! E mai șmecheră casoleta aia de la Mega în care mănânci decât ce e la tine în frigider. Ok? Email, cratiță. Sst! Atât. Hai. Bine, Paște, trecem la stilul ești tu. Voi mergeți, luați-vă ce vă gătesc soacrele. Că asta o să faceți înainte cu o zi de Paște, alergați. Mătalul ăla face aia, mătalul aia face nu știu ce. Și puneți 3 poze pe... Nu mai puneți poze cu... Țărănie, da? Nu mai puneți. Puneți ca și când... Puneți de niște poze de la alții, de pe cont, de pe Insta, de afară, din străinătate și puneți ca și cum ați făcut voi. Oricum nu interesează pe nimeni. Gata, marș. Poți să fac stilul ăștia.